Să e ceva aici. Telefonul Flaviei. Ia uite. Ce buză e! Liliana Obancea. Liliana stilista. Dalian. Cum adică? Noi? Nu, Flavia? Așa? Nu tu mie, da. Stai un pic să-i zic. Da, dar e pauză, stai. Zice că te-ai îmbrăcat cu două zile într-una. A, deci asta era, nu înțelegeam. Da, mă mică, dar care e pe azi e pantalonul sau partea de sus? Că n-ar fi rău. Auzi, mă, stai, mă. Am văzut la americani că fac unele, așa arată norișorii, da. Zice că pantalonii sunt de azi. Da. Și sper și nu și bustiera. Deci pantalonii și bustiera fără bluză, adică rochie? Deci bluza nu e bluză, ci că zice că bluza e rochie și e luni. Păi ce facem noi, Liana, dacă s-o dea jos? Acum? Stai, dragă, că suntem pe pauză, așteptăm să începem emisiunea. S-o dea jos acum pe pauză? Bine, hai, te pup. Hai, mă. Pa, pa. Mica, ajută-o, te rog, cu lavaliera, că noi nu putem să ne contrazice stilista, Răzvane. Că se supără. Zi, mersi că nu te pune pe tine să-ți dai cine știe ce jos. Păi n-am ce... Ajutați fata să nu se supere stilista, dați-i lavaliera. Nu cred că e ok, adică nu cred că ai o ținută doar cu altele alea și cu... Nu le zici așa, Răzvane, decât la noi în Banat. Deci, este o ținută. Nu putem continua emisiunea. Nu cred că faci asta la televizor, că mă duc să-mi trag în cap, nu știu. Bă, eu nu știu ce să zic, că n-am cele mai bune idei în emisiune, dar na, dacă vrea cineva să mă înjure sau să mă dea afară, să mă dea afară. Eu doar respect dorința stilistei, Răzvane, că știi bine că este labilă și nu poate fi supărată. Ce faci? Nu cred că... Dă-ți aia jos! Bă, nu da nimic jos! Ba da! Nu! Ba da! Bă, ești căpiat! Uite! Nu! Nu! Frate, aia nu e o bustieră, este un sutien minuscul. Ba nu e bustieră! Este bustieră când... Asta e rochie! Uite-te acolo, când se întâlnesc chestiile alea acolo la mijloc, vezi? Da. Deci când e un segment așa, e bustieră. Când între ele coboară, e fundiță, urcă... Facem ca la caligrafie. Dacă e în jos, fundiță, în sus, e țutien. Dacă nu e în jos, fundiță, sus, e bustieră. Dă draga aia jos, că supărăm Liana. Păi stai că uite, am asta. Haide! Nu cred că asta e o ținută, mă. Liana, știu că nu ți-am luat mărțișor niciodată de când ne-am colaborat. Dar crede-mă, începând de anul viitor, îți iau mărțișor anual. Și la rubrica Meteo, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bă, voi v-ați mintit, mă, toți. Dar nu e vina noastră că ea și-a luat... Iată, bă, dar nu mai sunt cârpițe în moluri, de ce am ajuns la halul ăsta? A găsit doar pantalonii și n-a știut la ce să-i asorteze, Răzvane. O pereche de pantalon gri. N-a putut să-i asorteze decât la dezgoliciunea asta. Uite, dacă rămânem la plan mediu, putem zice că suntem la Mamaia. Hai, Nică, odată, că în halul ăsta nu mai ajungi nicăieri. Gata? Pe bune? Rămân așa? Da, aruncă aia, te rog. Eu că e pentru luni. Să vezi, da. Luni. Aia nu e o rochie, aia e un maieu. Nu e Teo, chiar. Da, dar luni nu mai are bustieră, înțeleg. Cred că nu mai avem bustieră și pentru încă ni se termină. Bă, la o adică dacă așa se pune problema. Eu nu-mi permit, nu mă ajută fizicul, îmi pare rău. Haideți, dar eu sunt pregătit să, bă, deci... Termină-mă, că pari unul de la Gara de Nord, nu mai face asta. Îmi vine să-ți arunc 5 lei. Bun. Haideți cu buricoasa. Auzi, să vedem.
Tu știi vreo agenție de turism care face excursii la Mama Dracului? Că m-aș duce chiar acum. Dar du-te la Mama Dracului când vrei. Meteo, meteo cu buricoasa, vă rog. Bună dimineața tuturor! Norii vor persista și astăzi, în special în sudul țării. Aici vor fi șanse de precipitare. Fii amabilă, numai puțin. N-a zis tuturor, a zis tuturor. O fi de la lip gloss. Sau o fi zis ea corect și n-audio bine la ora asta. Unde ziceai că e Mama Dracului? La tuturor. Să lași tuturor să curgă. Fără grijă, fără grijă! Haideți, vă rog! Norii vor persista și astăzi, în special...